Președintele Consiliului Județean Hunedoara este acuzat că a acordat contracte din bani publici unor firme care, la rândul lor, au subcontractat lucrările unor firme ce aparțin ginerelui lui Moloț. Faptele au avut loc în ultimii 3 ani și vicepreședintele CJ Hunedoara, Tiberiu Balint, a fost luat de mascați și dus la sediul DNA. Bună ziua! Bună ziua! Cred că da. În calitate de, vi s-a comunicat? De marcă. Și Tibi Balint? Nu știu. În data de 7 noiembrie, procurorii DNA Alba au efectuat mai multe percheziții la domiciliul lui Moloț, la sediul Consiliului Județean, în locuința și biroul vicepreședintelui CJ Hunedoara, Tiberiu Balint, și la sediile unor societăți comerciale din Deva. DNA a făcut verificări în cazul lui Mircea Moloț sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, abuz în serviciu și cumpărare de influență privind atribuirea unor contracte. Atunci, Mircea Ioan Moloț a declarat că nu a avut nicio calitate în dosar. După aproape 10 ore de audieri, șeful Consiliului Județean Hunedoara a fost reținut.